Capitol 58. Icării contestă. 1. Allah a auzit vorbele aceleia care discută cu tine în privința bărbatului ei, 2. Și se plânge lui ala. Și Allah aude discuția voastră, căci Allah este cel care aude totul, și, vede totul, Sami, Basir, 3. 2. Aceia dintre voi care se despart de muierile lor zicând că ele sunt pentru ei ca și spatele mamelor lor, să știe că, ele nu sunt mamele lor. Mamele lor nu sunt decât acelea care i-au adus pe lume. Ei grăiesc vorbe urâte și mincinoase. Dar cu toate acestea, Allah este îndurător, iertător, afu, gafur. 3. Aceia care se despart de muierile lor cu aceste vorbe, iar apoi vor să revină asupra celor pe care le-au spus, trebuie să slobozească un rob înainte de a se mai atinge unul de altul. La aceasta sunteți voi îndemnați, iar Allah este bine știutor a ceea ce faceți. 4. Acela care nu află, un rob, 4 trebuie să postească două luni, una după alta, înainte de a se atinge. Însă acela care nu poate să o facă, trebuie să dea hrană la 60 de sărmani. Aceasta pentru ca să credeți în Allah și în trimisul său. Acestea sunt orânduielile impuse de Allah, iar cei care le tăgăduiesc vor avea parte de pedapsă dureroasă. 5. Aceia care se împotrivesc lui Allah și trimisului său vor fi doborâți așa cum au fost doborâți și cei de dinainte de ei. 5. Noi am pogorât semne limpezii, iar necredincioșii, 6, vor avea parte de o sândă umilitoare. 6. În ziua când Allah îi va readuce pe ei toți la viață și le va vesti lor ceea ce au făcut. Allah le-a ținut lor socoteală, în vreme ce ei au uitat-o, căci Allah este la toate martor. 7. Oare tu nu vezi că Allah știe tot ceea ce se află în ceruri și ceea ce se află pe pământ? Nu există discuție în taină între trei fără ca el să fie al patrulea, nici între cinci fără ca el să fie al șaselea, nici mai puțin de atât și nici mai mulți fără ca el să fie împreună cu ei, oriunde s-ar afla. Apoi le vestește ceea ce au făcut, în ziua învierii, căci Allah este a toate știutor. 8. Oare tu nu îi vezi pe aceia cărora le-a fost oprit să vorbească în taină? 7. Cum se întorc la ceea ce le-a fost oprit și se sfătuiesc în șoaptă, cu păcat, dușmăni și nesupunere față de trimis? Iar dacă vin la tine, te salută, cu vorbe, cu care nu te salută Allah și zic în sinea lor, 8. De ce ne chinuiește Allah pentru ceea ce spunem? Ghena va fi de ajuns pentru ei și vor arde în ea. Și ce loc rău este acesta? 9. O, voi cei care credeți, dacă vorbiți în taină, nu vă sfătuiți cu păcat, dușmăni și nesupunere față de trimis, ci sfătuiți-vă cu bunătate și cu evlavie. nouă. Și fiți cu frică de Allah, la care veți fi adunați. 10. Vorba în taină este de la Sheitan, 10, pentru ca cei care au crezut să se întristeze, însă el nu le poate pricinui nicio pagubă fără de voia lui Allah. Și în Allah să se încreadă drept credincioși. 11. O, voi cei care credeți, când vi se spune vouă, faceți loc în adunări, atunci faceți voi loc, 11, și vă va face și Allah vouă loc, în paradis. Iar când se spune, ridicați-vă, atunci ridicați-vă voi și Allah îi va ridica cu câteva trepte pe aceia care cred dintre voi și pe aceia cărora li s-a dat știința căci Allah este bine știutor a ceea ce faceți. 12. O, voi cei care credeți! Dacă voi să stați de vorbă în taină cu trimisul, înainte de vorba voastră faceți o milostenie, căci aceasta este mai bine pentru voi și mai curat. Dar dacă nu găsiți nimic, Allah este iertător, îndurător, gafur, Rahim. 13. Oare vă temeți? 12. Să dați milostenie înainte de vorba voastră. Fiindcă nu ați dat și pentru că Allah v-a iertat, împliniți voi rugăciunea, as-salat, plătiți dania, azacat, și fiți cu supunere față de Allah și de trimisul său, Căci Allah este bine știutor a ceea ce faceți. 14. Oare nu i-ai văzut pe aceia care și-au luat ca ajutor? 13. Un neam pe care Allah este mâniat. Ei nu sunt nici dintre voi, nici dintre ai lor. 14. Și ei jură cu minciună, și ei știu, aceasta, 15. 15. Allah le-a pregătit lor chin Și ce rău lucru este acesta pe care îl fac ei? 16. Și au luat jurămintele lor drept pavăză și astfel ei au împiedicat de la calea lui Allah, dar vor avea ei parte de o sândă umilitoare. 17 nu le vor fi de niciun folos averile lor și copiii lor împotriva, pedepsei, lui Allah, 16. Aceștia vor fi oaspeții focului și în el vor lui ei veșnic. 18. Într-o zi, când Allah îi va învia pe toți, vor jura ei față de el, 17 așa cum au jurat față de voi și vor socoti că ei se sprijină pe ceva, însă ei sunt mincinoși. 19. Sheitan a pus stăpânire peste ei și i-a făcut pe ei să uite pomenirea lui Allah. Aceștia sunt ceata lui Sheitan, 18, și ceata lui Sheitan sunt cei pierduți. 20. Aceia care se împotrivesc lui Allah și trimisului său. Aceia sunt dintre cei mai umiliți. 21. Allah a scris, 19, eu voi birui negreșit, eu și trimiși mei. Allah este cu adevărat tare și puternic, ca vii, a zis. 22. Nu vei afla niciun neam, de oameni, care cred în Allah și în ziua de apoi și care să ia ca prieteni pe cei ce se împotrivesc lui Allah și trimisului său, chiar dacă ar fi părinții lor, fiilor, frații lor sau stărpea lor. În inimile acestora el a prescris, 20, credința și i-a întărit pe ei cu duh de la sine. Și el îi va ajuta să intre în grădini pe sub care curg păraie și veșnic vor avea să lași în ele. Allah este mulțumit de ei și ei sunt mulțumiți de el. Aceștia sunt ceata lui Allah, iar ceata lui Allah sunt aceia care vor izbândi, 21.